Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița au luat în ultima perioadă la puricat supermarketurile și minimarketurile din județ. Au fost verificate documentele de înregistrare sanitar-veterinară, spațiile de lucru, utilajele și ustensilele, modul de manipulare a produselor de origine animală și condițiile de păstrare și depozitare a echipamentelor din blocul alimentar. Și asta pentru că, după cum susține conducerea DSVSA Dâmbovița, în perioada sărbătorilor de iarnă, mai mult ca oricând, unii agenți economici dâmbovițeni, din dorința de a obține profituri cât mai mari, sunt tentați să eludeze legea. Așa cum fac în preajma fiecărei mari sărbători, inspectorii vor lua toate măsurile ca în magazinele și în depozitele din județ să nu existe produse expirate. Acțiunile vor continua toată luna decembrie și nu numai, întrucât consumul de produse animale și non-animale va crește, astfel că în perioada sărbătorilor de Crăciun niciunul din marile magazine nu va scăpa de verificări. Prin aceste acțiuni, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor încearcă stoparea sau chiar eliminarea unor practici ale agenților economici care pot pune în pericol sănătatea populației, și Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Dâmbovița avertizează consumatorii să aibă grijă la cumpărarea jucăriilor pentru copii, pentru că multe nu respectă cerințele de securitate și îi sfătuiește să le aleagă ținând cont de vârsta copilului. În prima parte a lunii cadourilor, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Dâmbovița a efectuat controale în 12 magazine din județ care comercializau jucării, astfel că în 11 dintre ele au descoperit produse cu abateri, drept pentru care s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 33.000 de lei și un avertisment. Neregulile au constat în lipsa instrucțiunilor de montare, ansamblare și utilizare, precum și lipsa avertismentelor privind potențialele pericole la folosire, ce se regăsesc în anexa 3 a hotărârii guvernamentale 396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de jucării, marcarea grupei de vârstă a copiilor cărora le sunt destinate jucăriile, necesitatea supravegherii copilului, purtarea echipamentului de protecție și lipsa traducerii instrucțiunilor în limba română.